Ea nu-și pierde dimensiunea ei sacramentală. Este în continuare o icoană. Chiar dacă a fost scoasă, am spus, din mediul natural. Aici, în cazul muzeului, suntem fericiți. Ne aflăm la demisolul catedral. Deci, oarecum, ca spațiu, nu am ieșit din acel, din acel, acel mediu. Dar este un obiect pe care îl putem admira atât artistic, din perspectivă artistică, îl putem privi și din perspectivă sacramentală, dar în același timp are și această dimensiune istorică, de document istoric. Da. Deoarece ne oferă niște nume, ne oferă niște date care ajută foarte mult. Ne ajută să urmărim traseul unui pictor, ne ajută să vedem poate etimologia unor nume din acea localitate. Dacă și astăzi găsim același nume de familie, ca acum 300 de ani, acest fapt ne arată că acea familie încă mai are rădăcini. Încă are rădăcini și e de acolo. Deci, de aceea sunt multe, multe elemente. Uneori găsim informații pe spate trecute, un fel de mici cronici. Exact aceeași situație ca și în cazul cărții vechi. Într-o carte veche, da, avem conținutul. Textul, am spune noi, clasic. Cum sunt cele din muzeul nostru, îl veți vedea scris în limba română, dar cu caractere chirilice, slavone. Da. Dar, de multe ori, apar un fel de adnotații infrapraginale la început, la final, unde apar, cum zic, veritabile cronici de evenimente. Pentru că fiecare preot, fiecare dascăl, cântăresc bisericesc, nota, anul acesta, 1752, a murit Maria sa X. Anul acesta, 1832, a fost mare cutremur. Anul acesta a ars așa, anul acesta a început războiul, anul acesta s-a terminat războiul. Da. Și putem vedea cu astfel de carte are atât o dimensiune, am spune noi, sacramentale, sunt cărți de cult, o dimensiune literară, căci e important și conținutul textului, dar iată cum, prin aceste adnotații făcute generație după generație, putem să avem niște, cum zic, niște informații fascinante. Uneori, singurele informații. Da. Pentru că s-au pierdut arhivele, s-au pierdut orice alt suport. Și iată cum niște rânduri, poate banale, pe care nu le băgăm în seamă, ne descriu, ne prezintă o lume extraordinară. Deci iată de ce și o icoană pe lemn din aceasta, din Transilvania și nu numai, vă poate, deschide nenumărate căi de explorare. Atât artistice, cât și istorice și, evident, cele sacramentale. Da. Vorbeam despre icoana pe lemn ca fiind, o artă în sine. Icoana pe lemn o regăsim în tot spațiul ortodox, de la nord la sud, de la est la vest. O găsim chiar și în spațiul catolic apusean. Și astăzi, dacă mergem la San Pietro în Roma, vom găsi icoane. Dacă mergem la Viena, în Catedrala Sfântul Ștefan, vom găsi icoane. Unele, și vă dau așa, zicem, un pont, unele pictate chiar de pictori transilvăneni. Oriunde vom merge, vom găsi icoane. Aceste icoane sunt icoane pe lemn. Da. În spațiul apusean, odată, am spune, cu Renașterea, sau poate chiar puțin mai devreme, apare și tabloul religios. Vorbim despre acele tablouri pe pânză cu tematică religioasă. Da. Avem cele două expresii. Ei, iată că în Transilvania, dar nu vorbim de un spațiu exclusiv, dar pentru noi e cel mai important. Iată că în Transilvania, la începutul secolului al XVIII-lea, deci în urmă cu 300 de ani, apare o nouă tehnică, un nou tip de icoane. Și vorbim aici despre icoanele pe sticlă. Ele apar, poate, unii ar spune întâmplător, dar eu cred că nu întâmplător aici. A fost, în primul rând, cred, o necesitate. Vorbim adineori despre prețul unei icoane pe lemn. Da. Un preț foarte mare, care poate era fezabil sau era accesibil pentru o comunitate, cu efortul de rigoare. Dar pentru omul simplu, pentru simplu credincios, să ai o icoană pe lemn în casă era doar un vis, era doar o dorință foarte greu de îndeplinit. Ar fi trebuit să sacrifici multe altele ca să ai o icoană. Deci iată, pleacă dintr-o necesitate acest demers. După aceea, foarte interesant,
cel puțin, icoana pe sticlă în Transilvania apare într-un context inclusiv istoric. Vorbim aici despre ceea ce a început să se întâmple la Nicula. La Nicula, o mănăstire despre care cu siguranță cu toții am auzit, e considerată, a spune mănăstirea, cel mai important, cea mai importantă lavră, cel mai important centru spiritual al Transilvaniei. Este o mănăstire istorică, o mănăstire foarte veche. Ei, la Nicula, la începutul anului 1700, icoana de acolo, o icoană pele, pictată de Luca di Niclod, la sfârșitul anului 1600, această icoană începe să lăcrimeze. Sună poate ciudat, dar un fel de a spune presa vremii, zvonurile au început să circule legate de acest fapt. Instantaneu au început să se facă inclusiv gravuri cu icoana de la Nicula plângând. Da. Era opera unui preot, Luca di Niclod, a unui om talentat. Din perspectiva artistică a fost un pictor iconar bun. Iată că astăzi a ajuns probabil cel mai celebru, să folosim termenul acesta, celebru pictor iconar transilvanean. Se mai păstrează mai puțin de 5 lucrări ale lui. Dar cea de la Nicula e reprezentativă. Locul a devenit instantaneu aproape un centru de pelerinaj. Oamenii vroiau să vadă minunea. Da. Au fost principi, au fost chiar domnitori. Mulți dintre ei au încercat să vadă. Pot obține icoana? O pot cumpăra de la călugări? Ce e cu ea? Pentru că era, spre noi, era văzută poate și într-o dimensiune aceasta așa ușor magică. Da. Fiind posesorul ei, mă voi bucura de tot sprijinul, de sprijinul divinității. Ei, oamenii mergeau la Nicula să vadă icoana. Ajungeai acolo, uneori călătoreai câteva zile, o săptămână, două, trei. Astăzi ne-e ușor, ajungem în câteva ore cu mașina, cu avionul, cu trenul. Da. Atunci mergeai pe jos, cine era mai stătit mergea călare, cu căruța. Ajungeai acolo, te închinai, vedeai icoana și te gândeai, aș vrea și eu icoană la mine acasă. Întrebai călugării, călugării la Nicula pictau icoane pe lemn. Întrebai, cât costă icoană pe lemn cu Maica Domnului? Și zădea o sumă, o sumă care pentru tine era ceva fascinant, fabulos, de neatins. Și șansa a făcut ca la Nicula, în acest context, și al unei cere și a unei dorințe, să se dezvolte un nou tip de icoană, o nouă tehnică de pictură a sticlei, și anume icoana pe sticlă. Au fost câțiva factori. Unu, la Nicula existau țărani în sat, căci pictura pe sticlă este o artă eminamente țărănească. Astăzi, evident, există pictori iconari cu studii de specialitate care pictează și icoană pe sticlă. Dar vreme de sute de ani a fost o artă, am spus noi, eminamente țărănească, făcută de oameni fără niciun fel de studiu artistic, oameni talentați, oameni care furau meserie de la alții, de la alții iconari, oameni care încercau să transpună pe acea bucată de sticlă universul lor de gândire spiritual. Ei, existau acești țărani care îi ajutau pe călugurii acolo la pictat icoanele pe lemn. Aveau bazele, aveau câteva cunoștințe legate de cum se pictează o icoană bizantină. 2. În zona Clujului erau foarte multe ateliere de glajă, adică ateliere de sticlărie. Se făcea sticlă manual. Da. Era necesară pentru palate, pentru biserici, pentru clădiri și așa mai departe. Existau și rebuturi. Fie nu se topise bine nisipul, fie apăreau fisuri, se ciobea un colț și așa mai departe. Sau se vedea în valuri. Exact. Sau ceva. Era mult prea, am spune noi, nu satisfăcea cerințele clientului. Da. Și atunci venea clientul și zicea, păi, oricum și sticla era scumpă, zicea, nu vreau bucata aceasta pentru că nu e ceea ce îmi doresc. Ori sticlar nu se apuca să o arunce. Încerca să găsească o altă utilitate. Fie o vindea unui client mai puțin pretențios, fie iată, cum a fost cazul Niculei, țărănii de acolo au mers și au cumpărat aceste bucăți de sticlă. Păi, de ce au ales sticlă și nu alt material? Pentru că sticla este un material, în primul rând, durabil, nu putrezește. Da. Este un material rezistent, are o anumită rezistență. Adică, totuși, poți picta pe ea, poți să o manevrezi, adică nu e ca o bucată de hârtie să se îndoaie. Da. Pusă undeva bine, protejată poate de o ramă, poate să țină sute mii de ani o astfel de icoană. Și plus, am spus noi, ca material suport era mai ieftin decât, cum am zis, blatul pe lemn, care era extrem de costisitor, greu de preparat
și, cum zic, care necesita niște cunoștințe. Aici aveai bucata, o ștergeai bine și puteai să te apuci de treabă. Era mai ieftin, da. Exact. Da. Și tehnica pictării sticlei fusese adusă în Transilvania de către armenii din Gherla. Era o comunitate armenească, catolică, care făcea comerț în toată Europa. Și ei au văzut prima dată, pictându-se sticla, în zona Cehiei, Moravie, în sudul Germaniei, zona Austriei, unde fie cu subiect religios, fie cu subiecte, nu știu, zoomorfe, florale, geometrice, se picta sticla. Uneori se locuiau chiar, și am spus noi, vitralile. Pus undeva mai sus, nu se dă seama că e un vitral veritabil sau nu, că e sticlă pictată. Da. Era mai ieftin. Au adus tehnica. Și iată cum la Nicula se întrunesc. Era cine să picteze, era materia primă, da. Și exista și tehnica. Și era, exact, exista și cerința. Și atunci se naște această artă. Evident, pelerinii după aceea și cei care s-au perindat pe la Nicula au început să o răspândească. Da. Și avem centre foarte bune după aceea în zona Lazului, Albei, în zona Făgărașului, a Brașovului, în zona Sibiului, în zona Mureșului, chiar și în Maramureș. Și aici se dezvoltă stiluri, am spus noi, ușor diferite. Începând cu cromatica, ce culori se aleg, motivele folosite. Într-o icoană, de exemplu, icoana clasică din Nicula, veți vedea tot timpul acele flori, de multe ori. E o marcă a Niculei. Pentru că țăranul român a zis așa, bun, pot să las fondul monocolor, să fie cum e cazul acestei icoane cu Maica Domnului îndurerată, de stând lângă crucea cu fiul său, să las fondul acela albastru. Dar el a zis să pun niște flori. Maicii Domnului poate ar fi plăcut. Era și un fel de ofrandă a pictorului către Maica Domnului. În plus, obținea și un efect vizual, da, decorativ. Căci icoana pe sticlă are și această dimensiune decorativă. Veți vedea în comparație cu icoana pe lemn, unde sunt două, trei culori de bază și în rest doar niște nuanțe, cu acelea se joacă pictorul. În cazul icoanei pe sticlă veți vedea de multe ori mai multe culori, tonuri puternice, tonuri vii. Da, vorbim poate deja de începând cu secolul al XVIII-lea, mai ales al XIX-lea, deci după 1800-1900, vorbim de apariția așa unor pigmenți, am spus noi, industriale, obținuți deja sintetic, da, care îți ofereau o paletă cromatică mult mai dezvoltată. Dar țăranul nu-i păsa de chestiunea aceasta. A zis, bun, pot să folosesc albastru, să folosesc verde, avem icoane în care se folosește rozul și așa mai departe. Ei puneau multe culori, pentru că exact aceeași cromatică vie o veți regăsi pe ceramica țărănească, acele blide puse pe pereți, oale, ulcele și așa mai departe. O veți găsi aceeași cromatică în veșmintele populare, în straile populare, foarte colorate. Doar uitați, vă dau un exemplu la veșmintele din zona Bistriței, ale Năsăudului, acelea cu clop de păun. Da. Veți vedea mult roșu, mult de verde, culori puternice. Reflectau și starea de spirit a oamenilor de acolo. Le veți găsi pe ștergare, le veți găsi pe mobila pictată. Deci când intrați în acea, cum era tradițional, camera de dinainte, unde se ținea zestrea, era o explozie de culori. Da. Alb și multe culori. Ori exact aceeași cromatică, aceleași modele uneori, aceleași motive decorative, le regăsim inclusiv în icoană. Pentru că icoana pe sticlă avea acest rol dublu. De obiect sacramental pentru acea familie și inclusiv de obiect decorativ, de obiect frumos. Deci iată cum veți regăsi întregul univers de, am spune, de imaginație. Veți regăsi multe elemente în icoana pe sticlă, începând cu diversi sfinți. Iată, o altă icoană, tot așa cu Maica Domnului îndurerată, vedem două elemente care, și anume, luna și soarele. Deci sunt elemente fundamentale în viața țăranului, care, cum zic, îi dictau inclusiv activitățile în funcție de fazele lunii. Știa când să-și lucreze pământul, când să nu-și lucreze pământul. Deci e o transpunere complexă. Și iată cum e și aici. O vedem pe Maica Domnului, nu e îmbrăcată doar în roșu și albastru, nu. Are haine înflorate, haine cu diverse modele. Ori unele regăsim în veșmintele populare.
Căci pictorul iconar se uita la, a spune, la modele în jurul său. A văzut-o pe soția sa, pe mama sa, pe fiica sa, cum? Purtând, a spune noi, ie, straie populare. Și la fel a îmbrăcat-o și pe Maica Domnului. Da. E similar cu ce se întâmplă în pictura în frescă, în bisericile, de exemplu, moldovenești, cele din Bucovina, unde veți vedea, de exemplu, veți vedea pe, am spune, pe dușmanii inamici, pe soldații inamici, cei, de exemplu, cei care îl duceau pe Iisus la răstignire, romanii, erau îmbrăcați în straie otomane, în straie austriece, adică vizual, privitorul identifica, am spune noi, inamicul, adică personajul negativ în poveste, și anume romanul care îl duce pe Iisus să-l răstignească, cu dușmanul lui din zilele de atunci. Pe cu cine te luptai? Te luptai cu tătarul, te luptai cu turcul, te luptai cu austriacul, și atunci iată că aceste lucruri se transpun inclusiv în zona aceasta, în registrul acesta iconografic. Ei, la fel se întâmplă și în cazul icoanei pe sticlă. Vom regăsi tot un universul acesta spiritual al țăranului transpus în aceste icoane pe sticlă, care sunt specifice Transilvaniei. Rămân în continuare un fel de, am spune, un fel de brand, rămân în continuare un fel de marcă, nu doar artistică, ci și identitară pentru această zonă. Toată această experiență despre care am vorbit în minutele anterioare, vorbim de icoana pe lemn, icoana pe sticlă, își are, am spune, origine artistică aici, în jurul nostru. Ceea ce puteți vedea este expoziție temporară, desfășurată și organizată în cadrul zilelor artei bizantine, căci vorbim despre tradiția bizantină. Aici începe iconografia așa cum o cunoaștem noi, iconografia aceasta ortodoxă. Ea așa are origine în spațiul acesta bizantin. Evident că și bizantinii, cei de la Constantinopol, au preluat și au încreștinat tehnica mozaicului, o tehnică pe care o regăsim în tot spațiul roman. Mergem la Roma, mergem în nordul Africii, mergem în, să zicem așa, în Sicilia, mergem în Grecia, mergem în Turcia, mergem chiar și în părțile acestea ale Iordaniei. Veți găsi mozaic. Uneori e mozaic pavimentar, cum avem și noi aceste exemple, cu motive florale, motive animaliere, cu motive cu diverse sensuri, cu diverse semnificații. Și avem, după aceea, acel mozaic care apare mai ales în cazul vechilor basilici pe perete. Cu toții, poate, sau mulți dintre noi, am fost și am vizitat Sfânta Sofia, Hagia Sofia, în Constantinopol. Și acolo, iată că, după 1500 de ani, încă regăsim acele mozaicuri fabuloase, fascinante, care rezistă în timp. Deoarece, într-adevăr, ca tehnică de pictură, căci mozaicul este o tehnică de pictură, mozaicul este cel mai rezistent. Da. Poate dura mii de ani, fără să aibă nevoie de niciun fel de intervenție. Da. Deci el se păstrează în aceeași notă. Pentru că, exact ce vorbeam în cazul icoanelor pe lemn, mai ales în cazul mozaicului original, am spune noi, mozaicului vechi, dar cum vedeți și în jurul nostru, aceste, de exemplu, aceste mozaicuri sunt făcute cu piatră naturală. Adică nu e mozaic creat, acoperit, glazurat cu diverse culori, nu. Vorbim de piatră naturală. Ei, în momentul în care avem piatră naturală, vorbim de o piatră care o găsim în mediul ambient. Evident că o piatră naturală nu își va schimba culoarea. Da. Și atunci aceste mozaicuri se pot păstra sute, mii de ani în exact cu aceeași înfățișare. Pot fi spălate, pot fi șterse, păstrează la fel. Nu sunt, afectate nici poate de razele soarelui, nici de intemperii, bate ploaia, ninge pe ele, evident, în afară de condens. Ele vor rămâne la fel. Da. Ei, și această expresie artistică a mozaicului va naște după aceea, evident, și pictura. Uneori au apărut simultan. Și ne gândim aici, de exemplu, la vechile fresce din catacombe. Avem frescă, evident, nu cu un subiect religios, la Pompei.
La Herculane. Deci, dacă mergem acolo, vom vedea scene din viața romanilor pictate exact în aceeași frescă. Da. În spatele nostru veți vedea niște icoane de influență coptă, adică icoane cu motive sau cu, de inspirație nord-africană. Ei, același model apare în, apare în portretele funerare pictate din Egipt, atât în perioada finală a elenismului, cât și în perioada romană. Veți vedea în zona aceea, cum zic, foarte multe astfel de, de portrete funerare, adică ale unor oameni care seamănă izbitor, am spune noi, cu un stil iconografic. Le lipsește doar aureola. În schimb, am zice, arată ca o icoană. Deci iată că multe astfel de tehnici de pictură, în esență, sau de decorare au fost încreștinate. Iar dacă le priviți aceste icoane copte, va fi frapantă asemănarea, această naivitate cu ce vedeți în spate, cu icoanele pe sticlă. Unele s-au dezvoltat, aceste icoane, am spus, noi copte, s-au dezvoltat în nordul Africii, celelalte în spațiul transilvanean. Deci iată cum două civilizații total diferite găsesc exact aceeași formă de expresie, de expresivitate, modul de redare a ochilor, a chipurilor, a mâinilor, cromatica. Deci iată cum vedem, indiferent de unde ne aflăm pe acest glob, de multe ori vom regăsi aceleași elemente, aceeași, cum zic, dimensiune spirituală sau imaginativă la toate aceste civilizații. Și e un lucru extrem de interesant. Ori această expoziție pe care o puteți vedea va rămâne în cadrul Muzeului Mitropoliei Clujului până la începutul lunii ianuarie. De aceea, dacă e cineva interesat, vrea să descopere această lume fascinantă a mozaicurilor, a icoanelor pe lemn, a celor pe sticlă, iată, aici regăsim toate formele de expresie, am spune noi, artistică, picturală, din spațiul ortodox, le găsim reunite în acest cadru. Este o ocazie, am spune noi, unică, o ocazie deosebită de a descoperi o parte din spiritualitatea noastră, din identitatea noastră, căci în fața acestor opere de artă, că sunt opere de artă, ni se pare de multe ori că suntem atât de mici. Și ne dăm seama de cât de măreață este atât puterea lui Dumnezeu, cât și imaginația omului. Căci o astfel de operă, o pictură, un mozaic, o icoană pe sticlă, arată că avem ceva deosebit în noi. Este acel dar, acel har pe care acești pictori îl transpun. Atât în vechime, l-au transpus atunci, l-au transpus de-a lungul timpului și îl transpun până astăzi. Da. Vă mulțumim pentru că ne-ați spus gazdă și suntem foarte bucuroși și impresionați de ce am văzut. Cu mare drag vă mulțumesc. Mă bucur că ne-ați trecut pragul. Aș vrea ca cât mai mulți oameni să vă calce pe urme, să facă ceea ce faceți voi, să vină să vadă locurile în care mergeți. Da. Și mă bucur că, iată, există și această deschidere culturală, această încercare de a păși în locuri mai puțin umblate, da, mai puțin cercetate, dar care, iată, ascund comori. Căci acesta este, am spus noi, și este și sigla, este și motoul muzeului nostru. Tezaur de artă și carte veche românească. Pentru noi este un tezaur. Da. Căci, cum spuneam, însumează tot. Da. Vă mulțumim tare mult. Cu mare drag.